Casa de Cultură Traian Demetrescu, în parteneriat cu Colegiul Tehnic de Arte și Meserii și Institutul Național al Patrimoniului din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale, oferă astăzi resursa umană de specialiști și mediul pentru implementarea simpoziumului internațional de sculptură Drumuri Brâncușiene. Mulțumim așadar celor 5 specialiști care ne-au ajutat să găsim cele mai bune proiecte. Mulțumim presei, televiziunii și radioului care au mediatizat și mediatizează acest proiect. Mulțumim Institutului Național al Patrimoniului care promovează la nivel european acest proiect cultural. Și nu în ultimul rând, bineînțeles, în numele comunității, mulțumim Consiliului Local și Primăriei Municipiului Craiova, care prin reprezentanții lor au oferit Casei de Cultură întreaga logistică și suportul financiar pentru implementarea proiectului. În deschiderea celei de-a 6-a ediție a Simpoziumului Internațional Drumul Brâncușiene, îl rog pe domnul primar Mihail Genoiu să ne prezinte, să ne transmită mesajul domniei sale. Mulțumesc, domnul director. În primul și în primul rând vreau să vă spun că am primit informația că începând de astăzi se opresc ploile. Așa că succes taberei, sperăm să fie o perioadă de vreme care să vă permită creația și să aveți posibilitatea să creați cele mai frumoase opere pe care vi le-ați propus. Așa cum spuneam și în discuțiile anterioare, am ales această locație în primul și în primul rând pentru că este tradițional legată de sculptorul Brâncuș, Constantin Brâncuș. Există și încă de la intrare grinzile din atelierul lui Brâncuș expuse și un mic muzeu în cadrul liceului, dar și condițiile tehnice care să fie un suport pentru ceea ce creați dumneavoastră, atelierul mecanic pe care îl pune la dispoziție colegiul. Și, bineînțeles, și locația cred că este mai prietenoasă decât cele care le-am avut până acum. Am și un mic discurs pe care l-am pregătit și care o să-l integrez în ceea ce am spus, în care vreau să spun că ne bucurăm să ne întâlnim în mijlocul verii pentru a da startul la o nouă ediție a Simpoziumului de Sculptură Drumuri Brâncușiene, să vedem cu ochii noștri cum Craiova redevine pentru un oraș artelor, adresat sculptorilor cu activitate recunoscută și cu experiența participării la manifestări internaționale. Evenimentul are menirea de a da o șansă de afirmare artiștilor plastici, dar și de a ne îmbogăți spațiile noastre publice din Craiova cu opere de calitate. Regenerarea spațiilor urbane, mai ales prin intermediul artei, este de altfel una din prioritățile noastre ale administrației publice locale. Să nu uităm că în ultimii ani am fost fericitați de oficialități și turiști din țară și străinătate vis-a-vis de felul în care au prins viață parcurile din Craiova, inclusiv datorită operelor de arte amplasate. Suntem mândri că tabăra de sculptură Constantin Brâncuș a crescut de la an la an și a căpătat în ultimii ani un caracter internațional. A devenit unul dintre cele mai căutate evenimente din domeniu, cu o tematică bine definită la fiecare ediție. Cum tema propusă pentru acest an special, anul centenarului, nu a fost deloc una ușoară pentru artiștii străini, ne bucurăm să descoperim că jurul a avut de ales cele 5 lucrări din zeci de propuneri trimise din toată lumea. Le urăm artiștilor succes în realizarea celor mai bune opere despre Marea Unire, le dorim să aibă timp să ne decoreze frumusețile orașului și abia așteptăm să vedem viziunea finală a operelor concepute special pentru Craiova. Așa cum spuneam, personal aștept un plus calitativ la operele care le veți realiza în această ediție și împreună să stabilim la finalul taberei, să stabilim și amplasarea lor, mai ales că evenimente legate de unirea țărilor românești sunt reprezentate și prin câteva piețe în orașul Craiova
și care am putea să stabilim la sfârșitul taberei o corelare între operele și amplasarea în aceste piețe. Vă doresc succes!